și bine v-am regăsit la un nou vlog. Este cea de-a doua zi în Cluj. Nu am prins o vreme prea faină, din păcate, dar a început să se mai încălzească așa puțin. Na bun, și acum ce facem? Felix, deja ți-ai prins accent clujan. Eu toți vorbesc așa, mă zăpăcesc. No, bun, nu știu ce să facem acum. Cred că o să ne prindem și noi accent. Îmi place că aici toată lumea e super calmă, așa, vorbește încet, nu? Efectiv, toată lumea pe care am întâlnit-o. Și a răbdare. Da, sunt foarte răbdător clujenii. Și a răbdare. Îmi place, este frumos. Ne plimbăm și noi puțin pe aici să inspectăm, să vedem ce avem de văzut. Fain că s-a oprit ploaia, măcar, nu? Aha. Bună! Tocmai ne-am întâlnit cu o nucă de cocos. Nucă de cocos clujeancă. Căutăm un loc în care să mergem să mâncăm ceva bun. Mai acuși. Departe? 7 minute cum pe jos. Hai. E, super, am găsit un loc la 7 minute pe jos. Mergem acolo? Da. Super, când se luminează toate becurile. Cred că o să fie romantic aici. Wow, ce romantic! Stați să vă arăt ceva super, super romantic. Caitina asta pentru oameni care nu-s cu mașini. Asta e indicatorul pentru oameni care n-au mașină. Și uite-s muzee, muzeul de istorie. Crescul? Nu, acum hai la dreapta. Ce am observat eu în Cluj este că peste tot unde mergi în oraș miroase a mâncare bună. Poți face pizza. Ala? Da. Ia uitați cum arată Felix, își imaginează pizza. Două zile mănânci. Două zile mănânci? Da. Fără grijă. Dacă faci o luat-o gros, te mai ține și o seară. Hai la punct. Hai la punct. Comandat. Băda mare. Mi-a scutit buclițele. Eric, să-și face poză la mâncare. Întors de la Dot. Punct. Am vrut să vin aici deoarece Ioana Grama a tot recomandat acest sandwich minunat cu unde rahide și fructe de pădure și mi-a făcut super mare poftă de fiecare dată când vedeam și nu mai puteam de nerăbdare să vin aici să încerc, însă nu am fost așa de încântată. Vă place? Adică eu am uitat că mie nu-mi place untul de rahide. Plouă. A început să plouă. Nu, untul de rahide a fost ok. E pâinea și combinația. Pâinea a fost tare ca piatra și albă. Dar n-am fost așa de impresionată. Mai am o chestie pe care vreau să o văd cândva, tot așa recomandată de ea. Restaurantul ăla Da Pino
și vreau să merg cândva, nu știu dacă reușim acum, să vedem dacă ăla merită, dar deocamdată nu pot zic că m-a impresionat acest sandwich. Mai am o întrebare, ziceau că au fresh-uri, dar fresh-uri au făcute de ieri, de dimineață, congelate acolo, refrigerate. Mai sunt fresh-uri dacă sunt deja la cutie? Am vrut și noi să ne comandăm un sub dintre ăsta făcut pe loc, fresh, că așa zicea, dar nu era făcut pe loc. Așa mi-au direct de la cutie, din Kaufland. Și concluzie, nu pot zic că am fost impresionați, dar localul e drăguț. Oricum, poate cele de la Dapin o să fie mai bune. A apărut curcubeul. Am venit la zona asta cu lacul ăsta super fain de lângă Julius Mall. Ia uite rațe! Mamă, cum noată! Frumoasă e zona asta! Rațe, zici că e pescărușul ăla. Dăm zoom pe șmecher. Ăla e șmecherul. Nu fac și o balustradă mai mare, că noaptea, dacă nu ești atent, știi cum plonjezi acolo? Te răcorezi sau îngheți? Mamă! Sau iarna! Mamă! Ia uite și rațele parcate. Te felicitezi după rața dragon? Care? Aia de acolo? Da. Hai știi să vezi ce faine. Asta e rața dragon. Ah, dragon și dragoniță, Felix. Asta e cochelar din de motociclist. Ăștia cuplu. Uite, și aia e culă. Motociclistă. Da. Așa, aici sunt BMW-urile, nu? Pe partea asta. Aici sunt BMW-urile. Da, asta cum Porsche. Merg când ai la pedală sau leșind după un metru? Nu știu. N-am venit niciodată. Romantic! Tare frumos e. Am fost și la o cofetărie care este aici la parterul blocului și mi-am luat o prăjitură. Mi-am luat un cremeș. Mie îmi place cremeș. Eu când eram mic obișnuiam să-i spun cremșnit. Mai spune careva dintre voi cremșnit în loc de cremeș. Hai să vedem cum arată. A, ce mică e! De fapt, glumesc, nu este mică deloc. Ia uite, ascedită mai bucată de prăjitură. Sincer, nu știu cine o să poată să mănânce pe toată. Să văd dacă e bună. Mamă mia, câtă cremă au pus ăștia aici. Miroase bine! Ce gelatinoasă este! În caz de nu știați ceva despre mine, eu nu prea plac prăjiturile, adică mă super încântă, dar când vine vorba să le gust, îmi place doar chestia asta de pe deasupra. Asta e bună. Doar așa pe deasupra este bun, în rest nu. Cam atâta mănânc eu din prăjitură, de obicei. Dacă ăsta nu-i bun, îmi pierd speranța în lume, adică nu mai ai scop de nimic să faci. De asta trebuie să fie bun, că l-am ales. A zis voi să nu știu cum, să mui, să-l întorc, să-l fac, să cântăresc, să-l bat, să sune gol, să aici să fie moțul cumva, liniile să fie striate, galben, te uiți prin el la bec, toate chestiile. Sper să fie bun, abia să mănânc. Mi-mi place pepenele și lubenița, sau cum se zice aici în Cluj, lebenița. Și am crezut că o greșită, zici, bă, ăștia nu m-au scris bine, era soarea când, seara când m-au scris. Nu, așa se zice, așa zic toți. Lebenița. Lebenița, cât vrei, lebenița mie, am lebeniței dulce ca mierea. Și când începem asta? Poți acum. Că prăjitura asta, sincer, nu este mâncabilă. Da, nu sunt bune prăjituri. Nu mâncați prăjituri, mai degrabă fructe. Cele mai bune, adică dacă sunt bune. Am mâncat nevreodată, au fost alea la rece, presate. Da, ro vegane. Hai, de ce tot pe aficatul? Cele mai faine. Ok, avem farfurii negre ca la restaurante, ca să vadă așa fain. Avem un pepene care, na, e bun, sper. Și acum să-i dăm drumul. Dă-i băte, Felix. Se asortează cu tricoul tău. Ei, până acum n-are miros. N-am început bine. Serios? Am dat lovitura? Bagă nara. Miroase. Ți ajunge asta? Asta e puțin la mine. Da. Asta zi a ta. Mersi. Mâncați fructe, cocolicșilor, și nu celor de cocos în loc de prăjituri. Ia uitați cât de puțin am mâncat eu din prăjitură. Gata. Ca să înțelegeți. Și asta este mai bună! Pe Cristina, când mai vede o prăjitură din asta, o mai păcălește culorile. Asta ziceam și eu, mă atrag așa. Și ce se mai întâmplă dacă cineva o mânca? Zice, mamă, ce bun a fost, vrea așa să încerce. Și încearcă o dată și face... Și eu zic, ți-am zis?
Așa am pățit și cu sandwich-ul ăsta de astăzi, cu unt de arahide și cu dulceață. Ioana Grama pe Instagram-ul ei tot îl recomanda și mi-a făcut așa o poftă de fiecare dată când vedeam și am zis că vreau și eu să încerc. Și m-am dus și am fost cam dezamăgită, nu mi-a plăcut. Și dacă ești bun și la gust, miros ai, culoare pe jumate, că uite aici e verde. Nu putut să mai lasă o săptămână să se facă rumenit. Vrei să le tăiești așa? Oh, ce fain a făcut Felix! Ție, Felix, ți-a plăcut sandwich-ul de astăzi? Ha? Ha? Ce? Mai zi o dată. Ți-a plăcut sandwich-ul de astăzi? Ăla de cu de la punct? Da, Felix îi zice punct la dot. Băi, deci pot zic că untul de arahide, într-adevăr, este făcut artizanal, îi dau un plus, este mai bun decât ce am mâncat în comerț. Foarte rar am prins ceva mai bun, dar restul, pâinea cum a fost, aia cum a fost, aia cum a fost, deci pot să zic că, Și mai ales că nu poți să bei un fresh, am un fresh, dar ai făcut de ieri, de la altă ieri, la sticlă, bă, lasă vrăjeala, ca să nu se osideze, mai bași ceva. Consider că dacă l-aș fi pus pe o pâine mai calitativă, ar fi fost un plus. Era cu pâine albă, de care noi de obicei nu încercăm să nu consumăm. Și avea crusta aia super, super tare, nu puteai să stai deloc cu furculița, nimic. Aștia își ascund tacâmurile. Și că aveți grijă că am pățit așa. Și că m-a sunat omul la seară, la 12 noaptea. Bun, și un tacâm ceva ca să mai amanje și noi să mâncăm. Și zice, păi deschide asta. Și zice, am deschis-o, mai deschid o dată, că mai e acolo. Ba unde? Nu-i nimic. O venit ala la 11-12 noaptea să le arate că de aici îți bagi mâna într-un compartiment ultra secret, trebuie să ai mână fină așa de model. Uite, vite, să duci. Și că zicea, ba pleacă-te acolo, dar mă plec și nu găsesc. Uite, asta e mână mică, bagi și când tragi, trebuie să tragi cu forță. Ai mână de barbie. Trebuie să te încorci puțin. Mână de barboza. Gata. Și aici găsim toate ustensilele ever. Acum haide să încercăm. Momentul adevărului. E bun? Nu? Mai e unul, că nu dau seama, a fost primul instinct, știi cum e. Să înțeleg că n-a fost bun. Îi dau un 8 scârțit. Hai de capul meu. Dar merge, că petenele de ieri, jonglante 2 și 3. Merge, adică simt o vitamină, puțină dulceață, miros de pepene, puțin verde așa de sub, adică puțin... Tare. Dușă, dar e destul de bun, adică... Nu știu dacă am mâncat tot anul ăsta, așa că... Ia să vedem și momentul meu, al adevărului. Dacă ne credem în Felix, s-au ascultat și sfatul meu. Băi, e bun, e mult mai bun decât ăla de ieri. Pământul e mai bun decât ăla de ieri. Pietele, dacă le menții, sunt mai bun decât ăla de ieri. Așa, bag acolo. Ia zi, tu dacă ai fi să dai o notă, dar o notă reală, așa, adică dacă ar fi să fii corectă. Între 8 și 9. Dar de ce? Dar te-ai mâncat pe pene de 9, să vezi cum e. Da? Oricum, e mult mai bun decât prăjitura asta. Fugi de aici. Cristina, te-aș mai filma, dar și eu trebuie să primez nutrienți. Așa că, pa! Noi deja suntem în mașină și suntem pe drum înapoi spre Timișoara. Este dimineață. Ne-a plăcut super tare aici în Cluj. A revenit căldura, ceea ce m-am liniștit. Am crezut că așa e de obicei frig aici. Ne-a plăcut foarte, foarte mult. Ne-am simțit bine. Iar acum mă luăm cu noi înapoi la Timișoara. Avem un drum cam de 4 ore și jumătate, dar este foarte frumos. Mă bucur foarte mult că am putut să filmez și pentru voi. Sper că ați văzut și turul apartamentului în care am stat aceste 2 zile. Și nu uitați să apăsați butonul de coco like. Felix conduce și ne vedem data viitoare. Pa!